să o aud pe Madalina, pentru că până acum n-a reușit să se exprime. Te rog, mă, dai văzut materialul. Iubire, mai întâi vreau să încep cu tine. Atâta timp cât tu vii și spui că punctul meu sensibil este Madalina, să nu cumva să ai așteptări din partea lui Marinescu să nu dea în mine. Pare un ce să fac. E logic că eu sunt sensibilitatea ta, da? Bun. Marinescu. Uite, vorbesc foarte calm. Crede-mă că m-am săturat. Crede-mă. Eu la fel și eu sunt la fel de părerea ta. În ce am văzut noi acum, pentru a mea oară, ai demonstrat că tu doar mă atași puțin ca să vorbească George cu tine. Pentru că e adevărat, nu ai ce vorbi cu mine, că nu, eu nu-ți dau apă la moară. Îmi pare rău, dar eu nu am să-ți dau niciodată apă la moară. Te las să mă jignești, te las să spui ce vrei și ce te duce capul. Dacă lumea de acasă nu o să vadă lucrurile astea, îmi pare rău. Dar eu n-am să adică ce mă duce capul? Păi nu, Marinescu, știi de ce? Pentru că acum pun și eu un semn de întrebare. Madalina, de ce când tu ai fost atacat? De ce când toți băieții au sărit pe tine, lumea a văzut și când eu de 4 săptămâni sunt atacată, sunt făcută cum vrei tu, pe mine nu mă vede nimeni. Nu te vede nimeni? Auzi, Marinescu, dar nu crezi că George ar vorbi oricum cu tine? De ce trebuie să o jignești, să dai în ea, așa cum vă place vouă să spuneți? Domnișoara Cristina, tocmai ea m-a jignit adineauri, a spus că dacă pe tine atât te duce capul să mă jignești. Asta nu este o jignire. Credeți-mă că voi sunteți persoanele care nu vă duce capul prea mult în această emisiune. Dintre noi trei, voi doi sunteți aceia pe care nu vă duce capul. Și nu mai pot să fac surpriza aceea. Probabil că o să o fac săptămâna viitoare. Păi n-ai cum, că o să fac la Maric, da, Madalina, Cristina, o să-ți fac surpriza aia în momentul în care o să fiu în posesia acelui lucru de care am nevoie. Crede-mă, acum nu mai pot să o fac. Uite, am vrut să o fac de dimineață, nu am putut, a luat-o comănici și despre asta este atunci, vorba. Din punct dacă voi reuși, o să o fac. Okay, o să dacă te fac și pe tine și pe el. Ce mai spune tu, auzi? Nu mai spune tu mie, așa cu figuri de-astea de buftea, că e o expresie, da, pe la noi, pe București, pe acolo, cu figuri de-astea, că băi, noi avem urmăritori, avem 100 cap pe Instagram. Felicitări, v-ați îndeplinit scopul. Acum puteți să plecați. Măcar dacă erați, vă auziți? Măcar dacă puteți și voi. Marinescu. Dar nu sunteți în stare nici măcar astăzi. Marinescu, sunt concurentă și eu aici, da? Voi. Și nu vorbesc doar pentru voi doi. Vorbesc, auzi? Nu vorbesc doar pentru voi doi. Vorbesc pentru toți care se simt care acum. Voi doi, că nici eram eu aia și Mariana. În momentul în care, auzi, în momentul în care o să ieșiți din această competiție, nici măcar nu o să fiți în stare să vă folosiți de tot ceea ce v-a arătat, tot ceea ce v-a dat această emisiune. Eu vreau altceva. Credeți-mă. Vreau să înțeleg, în schimb, ce au avut de împărțit Andrei, Aia și Marinescu. Am văzut astăzi într-o discuție foarte aprinsă. Andrei, trăiește Andrei, doamna Cristina? Asta e prima întrebare. Păi vrei să mă bag ca tine pe... Oricine vorbește, te-ai băgat și tu. Mă bag unde vreau eu, domnișoara Cristina. Domnișoara Cristina, Marinescu în fiecare zi este aia în gură. Aia. Ziua și aia. Ia auzi. Păi, are o relație. De ce ar face asta? O place pe aia în continuare? Da. Din frustrare, domnișoara Cristina. Frustrare. Pe care e frustrare? L-a refuzat. Aha. Ia zi aia. Da, doamna Cristina, în loc să stea să vorbească de Maria, el vorbește doar de aia. Bine, vreau să zic și eu ceva, doamna Cristina. Ai, zici tu ceva, Maria. Andrei. Atâta timp cât tu aduci îți place ceasul, Maria? Nu, am adus eu. Nu, eu am adus. Nu e ieftin, cred că e mai scump decât ieftin. Multe lucruri pe care le ai. Stai liniștit tu acolo. Ieftin. Mașina la vânzare o vând. Hai să-ți explic. Vezi că mi-au dat scumpă, cât o casă. Termină-te și du-o discuție dacă vrei. Dacă nu ne culcăm și aia e. Păi discutam cu tine ce te interesează. Cum am intrat în casă, m-ai întrebat cașcavalul, cum stai ceasul, mașina. Vorbim. Deci dacă tot atrage atenția atât de mult că Marinescu vorbește de aia sau nu de aia, tu de ce te uiți toată gala la mine? De ce mă uit la tine? Da. Cum mă uit la tine? Tu te-ai uitat la mine. M-ai luat cu ceasul, te-am întrebat eu ceva pe tine. Păi Maria, să nu în gala la el, gala pe tine. Te-am întrebat. Maria, te-am luat eu cu ceasul? Da. Maria, mașina. Și tu te uiți după el. Auzi, Andrei, ce vrei să spun? Că Maria este materialul. Eu am luat Marina. Apoi, te vedeai pe el automat. Lasă-te rog puțin. El stătea, stai liniștită că Marinescu să aibă mai mult cașcaval decât tine. N-are cum, sunteți în urmă, vă garantez. Vă garantez, sunteți mici copii. Nu vorbim. Du-te mă, fratele meu, ai venit aici. Toți săracii vorbesc de bani. Asta nu-mi place. Doamna Cristina, să mă Andrei, nu face vreo prostie, nu fac, domnișoara Cristina, stați puțin să vedeți ce vreau să fac. Săraci, absolut. Ia, zi, ia. Stați puțin.
Stau! Bă, ia! Da. Doamna Cristina! Frate, bate și tu puțin așa! Ai răbdare! Ia! Bate așa, fă așa! Voiam să văd dacă tremură Marinescu, că de obicei pe unde a fost el când s-a auzit așa tremura pe urmă. Păi și bine, pe scaun. Măi, Andrei! Păi asta mă dacă vibrează, domnișoara Cristina! Ai învățat de la colegii tăi numai... De unde l-ați adus, domnișoara Cristina? De la București, frate! De unde ați venit cu toții? De la București! Ia liniștiți-vă! De unde ați venit cu toții? A venit și Andrei? Eu am venit de la... Este concurent cu drepturi de pline. Da, domnișoara Cristina, am venit de la București. L-am venit de la București. Asta ai auzit? Nu stai bine cu urechi. Păi de acolo ai venit. De când ai tu gesturi de-astea să faci că... Păi vreau să faci că tremuri! Păi ai glume proaste! Când a fost gongul ăla, veni dacă tremuri, ai intrat euro, ai intrat dolarul! Câți ani ai, mă? Bravo, ai 10 ani? Orță. Ce jocuri? Ai venit să te joci aici sau să-ți găsești? Dar tu de ce ai venit aici? Am venit de ce am vrut eu, am venit pentru aia! Stai, 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 că tu nu poți să dai două! Dar era discuția între ei doi, de ce te-ai băgat? Mă interesează, vrei el să mă bag! Mă bag, bine, dar nu mai zic! Mă, ăsta nu se vorbește niciodată! Mă, ce mă să se vorbească? Cât el stă și mă analizează din capul în fine! Ce să vorbească? Vrei ce fume ce faci? Eu nu l-am băgat, ca să tot zic pe aia dreaptă! Eu am bani că sunt șmecher! Băieți! Și că conductorul nu vin să fac chip-pac! Andrei, oprește-te puțin, măi, războiul cuplurilor, războiul oamenilor, războiul soților. Taci, mă, am și o rugăminte foarte mare pentru Maria. Maria, am avut o zi liberă, m-am uitat la televizor. Îți repet în continuu să nu mai țipi. Da. Oricum, nu te-a cerut nimeni să nu te exprimi. Reglează tonul ca să fie ok să vă înțelegeți. Ce aveți de urlați una la celălalt? Ce aveți? Până acum spunea că ea nu se bagă niciodată în discuțiile lui Marinescu când vorbește cu un băiat, dar acum s-a băgat. Păi dar ceva cu mine mă caut, vrei cadru, dar cadru pe Marinescu, domnișoara Cristina. Păi da, dar pe de altă parte, uite, Andrei afirmă despre Maria că ar fi materialistă. Păi cum am intrat în asta? Păi este, am eu singură, nu trebuie să afirme și Andrei, ca să de multe ori a intervenit Maria și când aveam eu discuții cu Marinescu și lua apărarea lui Marinescu. Păi și... Deci nu se pune problemă. Păi atunci nu mai veni și afirma aici că tu nu te bagi când vorbești cu Marinescu. Dar era vorba... În Galea cu Dita mai scandal. Era vorba de ceartă. Maria, dar tu când cunoști un om pentru prima oară, când îl vezi pentru prima oară, asta îl întrebi? Ai bani? Nu, îl iau la mișto. Îl iei la mișto? Cu da. Ce mai luat la mișto? Că dacă ai bani, ești de luat la mișto? O să iasă episodul și o să vezi. Iubi al tău e de luat la mișto, a fost în stare să fac orice pentru cașcaval. Rata Cristina, nu am ce să vorbesc cu el, nu poate lega două cuvinte, ce vrei să zic? Lasă, că lești tu. Încerc să-l bag, să vorbesc despre ceea ce s-a vorbit, să-i bag subiect, dar el nu vrea, ce să fac, să-i bag pe zic? Mamă, pe tine, te cauți. E alegerea voastră care cum decideți să vorbiți, dar eu am de transmis ceva, și anume faptul că, după cum știți, voi ați început toate aceste discuții încă de săptămâna trecută. Am și eu un material pe care n-am reușit să-l vedem în gală. Meda cu Alexandra. O să repet de fiecare dată că va fi cazul. Nu Alexandra, eu îmi spuneam punctul de vedere. Bine, lasă-mă înapoi. Haideți să vedem ce discuții au purtat. Am vrut să fac conta cu podeaua. Vreau să o ajut și eu pe Mădălina aici de muncă. Cu tot ceea ce pot eu. Azi, vreau să ofer ceva. M-a ajuns de 3 săptămâni, Marinescu. M-a ajuns de 3 săptămâni, Marinescu. Te ajut? Da. Du-te, bă, lasă-mă. În ultima perioadă m-a ajutat foarte mult. Și să știi că nu datorită ție sunt în top. Corect. Te-am ajutat, crede-mă. Când am zis de fiecare dată pe aici să te îmbraci mai frumos, să-ți mai faci un duș, te-am ajutat și faci treburile astea. Bravo! Bă, nu sunt, bă, mentorul ei, bă, dar măcar băi, frate, care eu i-am zis. Tu nici măcar nu i-ai zis, bă, iubit, e persoana cu care te afișezi. Tu ții la tine, bă, la imaginea ta, George. Puteai să mergi cu Mădălina așa cum era? Bă, frate, dar tu pe toate le faci aici. De când eu, de câteva zile, sunt aici, tu ești cel mai bun, cel mai frumos. Acum văd că înveți lumea să se îmbrace, să se spele pe cap. Ce facem? Vrei să fii cel mai bun? Da, da. Păi, deși aici... Andrei, bine! A vorbit două minute cu mine. Vedem, e doar începutul. Andrei, de ce n-ai vorbit la momentul oportun și ai vorbit acum? Pentru că aici, dacă nu apuci de masa asta să spari ceva, nu poți să vorbești de cei vechi, înțelegi? Nu este adevărat, trebuie doar să te impui. Andrada, dar ce s-ar pentru Marinescu? De ce s-ar pentru Marinescu? De ce te bagi tu pentru Marinescu? Că s-a băgat și la altă ieri pentru tine? Da, uite, da. Păi și de ce te bagi? Vorbeam cu tine, vorbeam cu Marinescu. Și ce, dacă nu poți să mă bagi? Tu ca ce? Ca nu ce? L-am pe el, hai, de ce arată așa? Andrei, hai să spun ceva. Ia-ți. Este normal că în această casă așa. Toți trebuie să ne dăm cu părerea. Așa.
Așa că nu-ți văd motivul de supărare. Eu am vrut doar să-l întreb. De ce arată așa? Pentru că lumea își formează o părere. Știi care este chestia? Hai să spun, Andrei, tu ai văzut că toată lumea sare pe el și că este atacat și tu ca să vorbești, pentru că nu ai făcut nimica de când ești aici în casă și nu știi de cine este ei, păi te gândit să mă iau jos de marinerea așa, dacă aveți subiectul de când eu nu eram în casă. Și ce? Nu am înțeles. Cu ce vrei să mă bag peste voi dacă discutați subiecte? Da, ca... dă-ți cu părerea omule și despre altceva, nu numai despre Marinescu. Oricine vine în casa asta, uite și Cazi. Și Cazi, de exemplu, a venit în casă, este împotriva lui Marinescu. De ce i-a făcut pentru tine așa? Ce ai zis, Andrada? De ce i-a făcut Andrada pentru el așa? Andrei. Pentru că este fratele meu! Dacă vrei să stai în competiție, Andrei, fii pe cont propriu și chiar dacă aia este implicată, păi mă auzi? Stai puțin că nu te aud dacă tipa așa. Păi dar du de la boxe și ascultă ce vorbești! Farge, păi dar du de la boxe și vorbești! Gata, de acum că te ascult. Fii atent, dacă vrei să stai în această competiție, fii pe cont propriu și chiar dacă aia este în altă brigadă, dar dacă este în altă brigadă, nu contează. Îmi dai lecții, zi, iau un carnețel. Vezi că am mai multă experiență ca tine aici, da? Puiule. Păi ia zi puiule, dă-mi și mie niște notițe, scrie-mi acolo. 50 de euro, dacă vrei pe carnețel, puiule. Dacă vrei pe carnețel, 50 de euro. Gata, hai de capul. Puiule, gata. Când vrei 50 de euro? Pe carnețel, da. 50? Ieftinache, ieftinache. E bine. Te vin ieftin, mi se pare, pe 50 de euro. Ai vând ieftin? 50 de euro, da. Mă, dar cum vorbești, mă, tu cu mine? Păi cum, băi, mai 50 de euro, mai 50 de euro? Ce ai zis? Era vorba despre o glumă, tu ai dat în alte alea, văd. Păi în ce am dat-o, ți-am zis? Tu cerându-mi bani și eu ți-am zis la fel, doar 50 de euro vrei? Păi mă vând eu ieftin? Păi cam ieftin. Păi dai așa informații. Ia bagă tu, și taci. Te-o prind în gură? Da. Ideea era alta, de câteva zile. Ia, și tu mari. Na. Punct. Dar ce mă jignești, am jignit? Păi dacă mi-ai zis înainte că mă vând ieftin. Și doar dacă atât, tu ai cerut 50 de euro, pentru mică, ți-am zis că te vin ieftin. Păi da, m-am înțeles de rău, cum? Ți-am zis altceva? Andrada! Bă, ascultă-mă! Stai puțin, stai puțin! Măi, dar nu ți-e rușine, uite-te cât de frumoasă ești, cum să spui așa ceva. Tu de aici, domnișoara Cristina, ați văzut vocabular? Nu simt și nu are respect față de mine. Nu, are dreptate omul. Domnișoara Cristina, pe un psiholog se vinde mult mai scump și durează și... Acum mă niciodată mă dată, mă enervezi, lasă-mă, nu te băga tu subiectul ăsta. Îi dați faturi pe 50 de euro, cum să fie în emisiune. Și gândește că doar premiul săptămânal e 1500 de euro, 50 de euro e nimica toată. Băi, era o glumă și nu vorbeam despre mine că mă vând eu ieftin, putea să spună că vin la ce vrea să vrea. Hit, că venea în cap, treaba asta. Zici că mă vând eu, era vorba despre mine. Măi, ce aveți? Da, Andrei, am și o întrebare. Aia cu cât s-a vândut? Ce s-a? Aia cu cât s-a vândut? Te-au ajutat sfaturile pe care le-ai primit din partea aia? Hai că n-ai cum să înțelegi. Doamna Cristina, v-a spus că nu înțelege. V-a spus că nu înțelege. Măcar eu n-am înțeles care sunt unul înțelege. Te-au ajutat sfaturile pe care le-ai primit din partea aia, Andrei? Dar ce sfaturi ai? Stai, că dacă vorbiți toți, băiatul nu se poate concentra la conexiune, nu ne aude, nu. Dacă am discutat ceva cu aia, înseamnă că s-a vândut? Că mi-a dat un sfat? Pune, ia, la asta te referi, ba da, la asta te referi. Andrei, Andrei, culpă-te și la tine. Da, îi explic imediat. Îi explic la... Nu, te rog, mi-a la Comănici. Nu zic eu, preluată de la Comănici. Hai să zic, Andrada a vrut să-ți dea niște sfaturi. Tu ai luat și ai întors situația și ai întrebat-o cu cât se vinde. Aia ți-a dat pe material, s-a văzut, ți-a dat niște sfaturi. Ce sfaturi? Legate de Marinescu. Nu, a venit și mi-a spus, Marinescu vorbește de aia. Și eu nu ai auzit bine, a venit și mi-a spus ceea ce a zis Marinescu și eu i-am zis atunci, du-te și vorbește cu el, pentru că ieri, de da, atunci, în ziua trecută, nu a putut să vorbească. L-am întrebat de ce, pentru că lumea vorbește așa, ați vorbit, a văzut și pe material, a văzut foarte clar. Nu mă interesează, poate să răspundă Andrei, că tu vorbești de mine, eu știu cum i-am dat în sfat. N-ai înțeles nici tu. În afară de oameni, eu cred că ei se potrivesc. Măi, Andrei, ce să spui așa ceva? Voi, doi, cei mai frumoși și cei mai deștepți. Dacă nu înțelegi, am dat un exemplu, ce pot să-ți fac eu ție? Am dat un exemplu ca să înțeleagă ce care se pricep. Da, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i jignești, mai. Păi asta a spus domnișoara. M-a spus pe conexiune cu el. Păi și asta a spus, bă, asta a spus omul, că mi-a dat aia la un moment dat niște sfaturi și că asta înseamnă că s-a vândut. Și a spus că nu asta înseamnă și tocmai asta a explicat și tu. Ce, bă, nu! El, când i-a zis Andrada, i-a vrut să-i dea, nu! Când Andrada a vrut să-i dea sfaturi. Și primesc sfaturi de la cine vreau eu! Primesc sfaturi de la cine vreau eu, aia nu mi-a cerut bani! Da, uite, deșteaptă care ești, Andrada i-a cerut bani! Ce i-am zis atunci? Ce i-am zis atunci?
trebuie de-a fi. Hai, gata, bunule, și tu repede, bagă-ne pe cadru. București, culcă-te și revin-o, că ești încă... Andrada a vorbit despre bani, eu n-am vorbit despre bani. Ia stai puțin, că nu înțelegi, are Andrada și cu Andrei. Andrei, calmează-te, te rog frumos, nu e cazul. Ia stați un pic. Unul din partea ei va atrag atenția tuturor să nu mai faceți asta. Din păcate, nu mă ascultați. Păi mai taci un pic, așteaptă să vorbesc, că vorbeam eu, ce tot... Păi tu vorbești mereu oricum. Păi gata, ajunge. Doamna Cristina, el crede că eu îl atac pe el pentru că îmi place de el, așa a afirmat. Păi stai puțin, că mai devreme ce spuneai despre Cazi Andrei, că se potrivește cu... Nu, de cine am zis de Cazi? Da. Am zis de Maria, că se potrivește cu Marinescu, că în emisiunea asta vrea să jignească. Bun. Atât. Domnișoara Cristina, avem 3 ore pe zi la televizor. Dacă eu nu-i bag în seamă pe aceste persoane, te bag eu în seamă. Nici măcar 5 secunde te bag în seamă și pe tine. Eu o să dau și pe stăgeata. Nu bag în seamă. Nu să vorbesc. Eu bag în seamă. Nu George și ce-a cu tine. Și dacă nici George nu bag în seamă. Te bag eu pe voi în seamă. Cazi! Cazi! Cu ce ai cu Alexandru? Ce s-a întâmplat? Ești un băiat model în emisiune. Cazi, ce ai cu Alexandru? Ce s-a întâmplat? Păi, fac că tot încearcă să mug, eu nu sunt gelos. Dar tu, el, asta este, asta este cartea lui care vrea să joace. Să se dea la femeile altora. Iar eu o să-i tai craca de sub picioare și lui, și lui mentorului aici, care e cel mai fals om. Că dacă nu cu registrarea acum ce vorbește pe terasă, îl scoate numai de la follow. Ai un urmăritor. Ce vorbește pe terasă? Tot ce face aici, o dă pe dos. Îi dă calde lui George, lui Comăniș, că eu fac pentru show, frate. Și degeaba spui cazul în emisiune, că nu te creadă nimeni. Alex, fii atent. Vezi că... Hai, nu vă amenință! Și ai pățit, măi, Cazi, dintr-o dată ți-au sărit... Băi, dar mă imită, băi, vezi cât ăla la mișto, băi, săgeat-o. Vezi, ai grijă să... Vezi că ți-a dat drumul Nico din cușcă, de seară te bagă înapoi, vrei să te miști? Auziți, dar voi vă faceți săgeți unii pe ceilalți? Păi el e săgeată, de eu votez ce vreau și fac ce vreau. Bă, Cazi, dar Andrada e femeia ta, că ai spus că ți-e de la femeie. Păi, dar nu, lasă-mă, mă, frate, bă, Cazi, tu, mă, lasă-mă, bă. Uite, el încearcă să facă intrigă, se dă la Alexandra, la Andrada, oricum n-are nicio treabă cu ele, da? Și vrea să-și facă el un subiect și să gătă să te în emisiunea asta. Și băi, băiatul meu, nu mă mai imita, că vezi că nu-i ok cu mine. Ai grijă. Ai grijă. Auzi, poate, ai 30 poate de ani. Ai 30 de ani și ești un... Nu-l jigni, nu-l jigni. Poate el așa a decis să testeze această... Mă imită pe mine mai mulțul ăsta. Te-ai îmbrăcat în picnic, te-ai îmbrăcat în picnic. Azi, băi. Te-ai îmbrăcat în picnic, dă pătura jos după tine. Hai că eu-s masa. Deci vezi, o să vă pun să faceți coreografie sincron. Vezi că ești clown, vezi că ești mai mulțoie emisiune, băi băiatule, ce ai, vrei să te mii? Băi, eu nu iau lucrurile în serios cu ei. Tu ești ca un pire de la țară care merge din poartă în poartă pentru o filie de pâine. Mă cunosc mult prea bine ca să mă atac cu lasă să vezi, lasă că vedem ce fac competițional. Dacă eu vreau să fiu pervers, dacă eu vreau să fiu pervers, vă fac pe toți, băi, vă pun în genunchi dacă eu vreau să fiu pervers, băi. Ai înțeles? Ești copii, băi. Da, auzi, Cazi, nu te-ai gândit niciodată că poate Alex așa vrea să testeze adevărata puterea dragostei, să intre în cupluri ca să vadă cum reacționează? Nu este o gelozie, dar el face asta intenționat. Ați înțeles? Și eu nu accept să mă ia pe mine de prost, pur și simplu. Sau poate chiar este un clown, Alexandra. Păi este un clown, nu mai mulțumesc. Haideți, doamna Cristina, că aveți dreptate, este. Mai are un pic și o călărește pe Andrada despre ce vorbim. Dacă tu vrei război, băiatul meu, dau război. E geloasă pe Aman. Nu sunt geloasă, doar că nu-mi plac persoanele care mint și sunt false. Și fac niște nu vedeți că face tot intenționat. Și fac niște chestii doar pe televizor. Fac tot intenționat. Da, dar vă pornit ăsta într-una. Începând de astăzi. Nu îi rupe poza să-ți fie rușine ce ai cu poza lui. Domnișoara Cristina. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.